Salut, camarați, bună dimineața! Sunt un pic răcit, nu grav, dar sunt un pic răcit, dar totuși țin să vă fac un clip despre ce se petrece pe internet și cum, așa zis, influencer, care de fapt sunt dobitoci încălțați, își bat joc de tineretul României, îl distrug fără nicio milă, unii din inconștiență, alții și inconștiență și prostie, alții pentru că banii le-a luat mintea, știi, și sunt înnebuniți după bani. O să vă vorbesc astăzi despre Dorian Popa. Știți și voi că acum câteva zile un escroc de la Brașov, așa zis, om de afaceri, că la noi escrocii se numesc oameni de afaceri, unul Donca care poza cu mașini bengoase, nu știu ce, a fost arestat. De fapt, ce făcea el era vechea formulă Ponzi, știți, schema Ponzi care s-a făcut acum 100, 100 și ceva de ani până Statele Unite sau Canada de către un emigrant de origine italiană. Așa și Donca ăsta al nostru a făcut un fel de schema Ponzi. Și-a făcut un parc de fotovoltaice la Brașov, era după principiu, afară vorbit, e vopsit gardul, înăuntru e leopardul, știi? Pentru că nici primăria și nici nimeni nu cumpăra energie de la el, deci era la vrăjeală pentru proști. Așa, celebrul Dorian Popa s-a cuplat și el cu el să-i facă reclamă. Eu de când îl știu pe Dorian Popa, mi se pare că și-a schimbat și filetul, nu-l mai are pe dreapta, îl are pe stânga acum. Cred că e și dus cu pluta și scurt în bandă, ca toți actorii, artiștii români care sunt disperați după bani, nebuniți. Așa și Dorian Popa, după ce a mai făcut și alte prostii în trecut, s-a cuplat cu Donca asta, ca să-i împrumute imaginea lui, să zicem așa, pentru panourile solare, nu știu ce. Știți și voi că Dorian Popa a mai fost implicat și niște chestii, adică a promovat NFT-ul, adică ceva cu legătură cu Bitcoin-ul, cu nu știu ce, tot o escrocherie, tot o țeapă mascată. Deci a făcut multe clipuri pe treaba asta, înțelegi? După aia și la în fața operei o reclamă mare cu el mâncând shawarma. Deci Dorian Popa nu mănâncă sarmale sau chiftele, el face reclamă la shawarma. Shawarma nu e românească, deci nici Dorian Popa nu e român, e o lichea, cum am avut multe lichele și canale în țara asta. După aia s-a mai băgat să facă reclamă la o cremă de față care a distrus fața la zeci de mii de persoane, știți? Deci am impresia că omul e un idiot funcțional, cum sunt mulți pe YouTube și v-aș ruga să nu-i mai urmăriți nici pe Dorian Popa, nici pe Backpack Your Life, nici pe Andragoga, nici pe Antonio Pican, special nici pe Selly. Ăștia sunt idioți care au milioane de urmăritori, dar de fapt îi prostește. Ei prostesc milioane de copii inconștienți care nu-și dau seama ce se petrece, îi prostesc pur și simplu, înțelegeți? Așa. După aia, timp de vreo 3 ani a făcut reclamă la jocurile de noroc Dorian Popa. Vă dați seama cât de tâmpit și de idiot este că oamenii din cauza păcănelelor și ale jocurilor de noroc s-au sinucis și au pierdut casele și au pierdut serviciile și au pierdut totul și el face reclamă la jocurile de noroc. Ba mai mult, a făcut timp de 3 ani reclamă la jocuri de noroc. Nu ne incomodează că face, cum o cheamă, Daniela Crudu, care e Gaga, știi, sau Bianca Drăgușanu, sau Handicapatul de Mizil, știți? Dar când face Dorian Popa, care din postura lui de rapper sau ce este, știi, și de
participa, mi se pare, și pe la Balea Insula Iubirii sau ceva la modul ăsta, când faci ceva așa, deci tu te implici în o chestie în care tu distrugi pur și simplu persoane, familii, lași copii fără mamă, fără tată, e nenorocit, înțelegi? Ăsta Dorian Popa ai urmărit și de mulți copii, așa, deci ăsta ca și Selica, Pican și Gogan și mulți alții și Backpack Your Life, ăștia distrug o generație de copii, îi distrug din inconștiență, din prostie, sau eu cred că și inconștiență și prostie. Pentru că după cum vorbește și după cum se comportă, mi se pare că Dorian Popa nu e inteligent, la fel cum Selly nu e inteligent, nemai vorbind de Backpack Your Life și Antonio Pican și alte Andra Gogan și alte panorame de-astea care umplu internetul, care sunt influencer, dar de fapt ei influențează în rău, în sensul dorit de corporații, știți că ei fac jocul corporațiilor, fiind proști, nătânși și inconștienți, pentru o mână de euro, ei fac jocul la corporații, jocul însemnând distrugere de familii, de copii, de relații umane, sinucidere, destine distruse, aripi frânte. Deci mi se pare o bestialitate ce face Dorian Popa, mi se pare că e complet inconștient și vă rog și da și voi mai departe să fie boicotat tot ce face el e negativ, e dăunător, e distrugător. Omul e un inconștient care pentru o mână de dolari distruge pe oricine, știți? Nu poți să fii artistul lui Pește și să faci numai treburi destructive, adică păcănele, jocuri de noroc, creme care distrug fețele, asta cu donca, cu fotovoltaice, iar scrocerie, păi cu bitcoinul la fel, nu se poate, băi frate, hai că ai greșit odată, că era mai tânăr și mai prost, dar când persiști în prostie, deja e metodă, înțelegeți? Plus calicie. Așa, deci vă rog, nu-i mai urmăriți, sunt persoane care sunt distrugătoare, sunt negativiști, sunt oameni proști, limitați mental, care nu-i duce capul mai mult, sunt înnebuniți după bani și atâta. Deci vă aștept la comentarii, vă pup cu drag, pa, camarazi!